Hai, salut frățiori și bine v-am regăsit. Bă, ia că m-am hotărât până la urmă să fac și clipul ăsta special, că foarte mulți m-ați întrebat: bă, dar ce cu P-Network la tine la sponsor? Care-i manevra? Despre ce e vorba? Bă, P-Network nu e altceva decât o altă criptomonedă care, fiind acum la început, o să vă răsplătească cu moneda, doar prin simplu fapt că sunteți utilizatori și sunteți acum alături de ei la început, cum s-ar zice. Adică, voi n-aveți altceva de făcut decât să descărcați P-Network, o găsiți și pe App Store și pe magazin Play, vă creați contul și odată la 24 de ore să dați pe mining-ul ăla. Îi un buton aici. Ia, eu am aplicația și pe telefon, stai așa. Deci la mine au trecut 24 de ore. Intru acum pe telefon, dau pe fulgeraș, dau mine și treaba e bună. Ia să dăm un refresh, bam. Deci n-aveți altceva de făcut, doar odată la 24 de ore să dați pe chestiuța asta. Na, despre ce e vorba, așa pe scurt. Bun, deci odată la 24 de ore, fiind pionier, o să farmați cu 0.20 de pip pe oră. După ce o să treacă 3 zile, o să puteți să vă mai adăugați 5 membri, să faceți security connection pula calului. Și aveți 5 utilizatori de genul, o să vă mai dea cu un 0.20 pi pe oră în plus. Plus de asta, pe pi nu se poate intra decât cu invitație. Și la fiecare membru care a intrat cu invitația ta, gen, o să primești tu, ca cel care ai trimis invitația, 0.5 plus cel care este invitat, un 0.05 pi pe oră. Adică astea toate vi le-ați putea face voi pur și simplu, pac, o întreb pe maică ta sau îi fur telefonul, pac, i-ai pus ăsta să mineze pi. I-a luat la sorta, poc, ai mina și tu. Bun, care e chestia? Bă, acum la început nu-i dat, nu se poate comercializa, nu-i pus în bursa de valoare a criptomonedelor, doar se speculează un anumit preț la această criptomonedă. Și care ar fi manevra? Acum, nu știu, după ședințe, se poate, când o să se atingă, uite, acum, de exemplu, 9 milioane jumate de utilizatori. E foarte posibil când ajunge la 10 milioane, ori să se reducă, să se înjumătățească minatul de pi, ori să se oprească și să fie dată o valoare prestabilită. Și, na, am zis, bă, mai sunt încă 500 de milioane care poate încă să mineze la capacitate maximă, să zicem așa. Și de ce să nu profite și comunitatea mea? Bă, eu am reușit să strâng undeva la 9747 de pi. Cred că minez de vreo 2 luni. Da, cred că s-a activ de vreo 2 luni, nu mai știu exact când a descărcat prima dată aplicația asta. Am auzit-o la Vampiru. Și... na, gen, am farmat cel puțin o lună și ceva, doar cu vreo 20-30 de membri, gen, cu cunoștințele cu care am vorbit, prieteni apropiați și etc. Și am mai vorbit pe live-uri și am reușit să fac 169 de invitații, gen. Uite, din 169 de invitații, gen, stai, unde, aici. Mai primesc încă 5.79 pi pe oră în plus. Na, mi se pare foarte, foarte șmecher, chiar și cu ăsta, și cu un 0.45. Tu, fără invitații, fără nimic, poți farma cu un 0.45 pe oră. Și am ajuns să fac 9747. Dacă verificăm pe... stai așa, P-Network value.
băgam ia piciorul mie. Network. Value. Dacă ne uităm pe coin trending data, s-ar estima că pe network ar fi evaluat undeva la 0.68 de dolari pe monedă gen. Și cum a... Stai mă așa, mai ia să vedem calculator. Ori 0.60. Băgam ia șiciorul. 0.68 de euro, de cenți, ar veni undeva la 6627 de dolari făcuți în aproape 3 luni, să zicem așa. Bă, mie mi se pare foarte interesant și care e cea mai mare combinație? Bă, tată, nu trebuie să bagi un ban. Pur și simplu trebuie să fii consecvent. 5 secunde, odată la 24 de ore, să îți activezi fulgerașul. Ai activat fulgerașul, ți-ai făcut treaba, nu-ți consumă resurse după telefon. Nu ai nevoie să lași deschis în telefon, nu ai nevoie de net după ce ai dat pe fulgeraj, nu ai nevoie de absolut nimic, doar să intri la 24. Ei vrând să-și facă utilizator, bă, ideea e genială în puii mei. Vrea să-și facă cât mai mulți utilizatori, având foarte mulți utilizatori, o să fie dată și o valoare incredibil de interesantă aceste monezi. Și deja... Nu a trecut foarte mult timp și vor să facă un ceva de genul un magazin online de unde poți să cumperi doar cu monezi de astea pi. Deci ar avea și o întrebuințare înainte de lansare. Bă, și acum, ca să nu ne lungim foarte mult, avem aici să vă sfătuiesc cum să vă faceți contul. Bă, când vă creați contul, deci descărcați aplicația din App Store sau magazin Play, nu contează, e legit. Puteți să căutați și voi pe internet. Cel mai indicat ar fi să vă faceți contul cu numărul de telefon. Așa vă scutiți de multe alte chestii pe viitor gen. Nu faceți contul cu Facebook, dacă vreți, după ce v-ați făcut contul cu numărul de telefon, linkați și contul de Facebook. Dar cel mai indicat, numărul de telefon. Aici, la first name, last name, să vă puneți numele vostru, ca să vă scutiți de alte chestii. Gen, la englez, first name ar fi, dacă te cheamă Pop Alex, de exemplu, first name-ul ar fi Alex. Și last name-ul ar fi Pop. Gen, last name-ul îi numele de familie, cum s-a zice. Na, gen, când o să trebuiască să scoteți banii, să puteți dovedi că voi sunteți utilizatorul, știi? Gen. Deci nu uitați. First name-ul îi Alex, cum ar veni, și last name-ul îi Pop, respectiv numele de familie. Na, aici ați alegi, cum se numește nickname-ul. Parola bla bla bla. Și ce am mai vrut să zic de asta aici în tutorial, nu mă aduc acum aminte. Nu mă aduc aminte. A da, și dacă o să intrați. A da, după ce ați creat contul, nu puteți să folosiți aplicația până nu pune cine v-a invitat. Gen, eu am ăsta de referral. Craze, or. Deci așa, craze și or, fără nimic altceva, acolo la persoana care v-a invitat. Și în felul ăsta o să primesc eu o monedă pi, o să primiți și voi o monedă pi și la minatul pe oră o să primesc eu 0.04 pe oră în plus, o să primiți și voi 0.05 în plus. Foarte șmecher, treaba e bună. Bă, eu zic că e combinația bună. Îi riscul minim și se poate ajunge la niște sume destul de interesante, fără să riscați absolut nimic, doar
perseverență să dați o dată la 24 de ore pe acest fulgeret. Fulger. Da, cred că fulger se numește. E bine. No, bun, frățiorii, bă, sper că v-am fost de ajutor. Și, bă, ce să mai bă? Să vedem unde o să ne ducă proiectul ăsta. Cine știe ce miliardar. Bă, nu uitați! Nu uitați, mâncava și talentul vostru atunci când a fost cu Bitcoin-ul. Mi se pare că au cumpărat ăla cu 20.000 sau 10.000 de Bitcoin. Au cumpărat o pizza două. Și acum dacă ne uităm la Bitcoin, Bitcoin... Stai așa. Bitcoin value. €16,514. Deci el l-a cumpărat cu undeva la... Stai mă așa, 10.000? Ce pui e, bă? Stai, calculator. El l-a cumpărat. Ia lăsăm așa. Ori 10.000 de monezi. 3, cu 166 de milioane. Îmi dădea o sumă de asta colosală. Deci o cumpărat cu 166 de milioane două pizza, ca să zici așa. Bă, na, o să fi, chiar dacă o să, nu contează, dacă piu o să fie la un cent sau la un dolar sau la un 10 dolari, e în creștere. Ăsta ar fi viitorul. Puteți să vă documentați și voi pe parcurs, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Și, bă, încă o dată, nu uitați aici. Craze or. Acolo la invite. Asta fiind spuse, frățiori, eu vă pup și vă iubesc. Și, na, ce să mai, să ne auzi cu bine. V-am pupat, pa!